Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după o grămadă de timp, vine și lucruri ascunse din Metromania 3, unde vă voi arăta, ca de obicei, secrete din Metromania pe care în mod normal nu le puteți vedea. Hai să începem. Primul secret este chiar aici, la stația de la aeroportul Henri Coandă. În mod normal nu poți să mergi aici, dar cu shift și P, adică cu camera, cu free cam-ul, putem să mergem aici să vedem ce nu putem vedea normal la aeroport. După câte vedeți, aici este o parcare, un fel de parcare, dar ce vreau să vă arăt în mod special este spatele, deoarece este ciment și atât, și mai sunt luminile astea pe care nu știu de ce le-au pus developerii, pentru că nimeni nu poate să ajungă aici, pentru că ați văzut și voi că este perete invizibil și nu putem să mergem aici. Dar dacă mă pun în perspectiva ca și cum m-aș juca, pur și simplu arată ca un joc horror dacă mă întrebați pe mine. Al doilea secret este la stația Otopeni, unde dacă mergem la ieșire, și la fel, este perete invizibil, acum se și vede, dar punem shift și pe, adică free cam-ul, vedeți, vedem o chestie care normal nu o vedem. După câte vedeți, este gura de metro făcută frumos, modelată, care chiar nu înțeleg de ce developerii nu ne-au lăsat să vedem asta. Și aici avem câteva blocuri, nu sunt foarte wow și nu nici prea multe, după câte vedeți aici se termină, dar este un fel de, nu știu dacă pot să zic easter egg, destul de tare, nu știu, cred că sunt inspirate după fix zona din Otopeni, blocurile și arhitectura de acolo. Și mai avem și niște lumini de stradă care nu sunt puse bine, după câte vedeți, dar mă rog. Dacă mergem la Petrache Păinaru și ne punem la fel free cam-ul, și te uiți, dacă ne vom uita pe amândouă părțile, și pe partea, da, și pe partea stângă și pe partea dreaptă, nu vei mai observa acea mică chestie de fumat, nu mai știu cum se numea stația de fumat, nu mai știu cum se numea, dar nu mai este deloc, iar developerii au scos-o, probabil din cauza mea, că au văzut videoclipul. Da. Următorul secret, după câte vedeți, știți și voi că am explorat zona asta a depoului militar în lucrurile sosite din Metromania 2. Și da, mașina de free candy încă mai este aici. Nu are nicio problemă. Dar nu am găsit acel LDH sau cum era metroul ăla de remorcare a altor metrouri. Da, și se mai aude, dacă treci prin zona asta, se aude sunetul ăsta Herald. Nu știu ce. Cred că e un fel de meme, habar nu am. Dar nu asta vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt să explorăm un pic zona aceasta, fix zona opusă, pentru că aici este practic pustietate. Pur și simplu sunt niște cilindri care, vedeți, ăștia trei, sunt din metalul așa stricat, iar ăștia sunt pur și simplu din concret. Credeam că o să fie ceva mai wow, dar da, și după câte vedeți aici, da, se face și noapte și iar suntem într-un joc horror și se termină harta. Stați să vedeți. Da, aici se termină harta, asta e harta din Metromania. Întrerupem programul vizionat pentru a vă prezenta următoarele imagini. Ce mai fi nou pe la stația asta? Descoperit o chestie super faină fix după bannerul ăsta. Dacă mergeți aici după, puteți să primeți un badge.
Al patrulea secret este chiar aici, la piața Unirii 2, fix la spawn. După câte vedeți, avem aici o conexiune. Când uităm după cum arată pereții, nu prea îți dai seama ce vrea să fie aici și să urmeze, dar cu puterea magică a frichemului putem să ne ducem un pic mai departe și vedeți că este o mică porțiune făcută, după aia te duci în void. Și după câte văd, mi se pare un fel de M5, ceva de genul așa arată pe la M5. Nu știu dacă o să vor, dacă este măcar M5 sau și dacă vor să facă M5, deși habar nu am, este făcut aici, este modelat frumos și în plus chiar nu înțeleg de ce nu l-am lăsat să vedem un pic mai mult decât aici. Adică pe bune, de ce au pus asta aici și nu puteau să pună aici peretele invizibil? Habar nu am, pentru că mai vreau să vă arăt încă o chestie. După câte vedeți, avem aici scări care pur și simplu se termină și după aia continuă, după câte vedeți. Deci la fel, cred că vor să mai lungească aici să facă mai multe conexiuni. În timp ce căutam și eu secrete pe la crângaș, poate găsesc ceva interesant. Tau de chestia asta. Gaming. Dacă ne ducem la stația Basarab și vrem să ne ducem, de exemplu, pe peronul de 4, nu putem, pentru că pur și simplu vedeți și voi că este un fel de gard transparent. Putem să vedem printre. Dacă ne punem frichemul, vedeți că la cele două intrări sunt pur și simplu blocate și ceasul nu funcționează. Da, știți și voi că s-a aducat M4, dar nu vreau să vă arăt asta. Vreau să vă arăt o chestie destul de interesantă. Dacă ne ducem pe aici, vedem aici că este închis, dar dacă ne ducem în afara hărții, putem vedea o chestie, un fel de tunel, unde scrie aici și este scrie linie de functă, incompatibilă cu restul rețelei. Și aici nu avem linie și ar fi trebuit să avem linie de preferat, dar dacă ne ducem pe tunelul ăsta, veți vedea că este aici iar închis și nu mai este lumină, dar putem să ne ducem un pic mai încolo și vedem tunelul pe care cred că îl știe toată lumea de la Gara de Nord. Dacă te duci spre Basarab, este aici linie închisă, vedeți și voi că este închis. Ne ducem la Pantelimon, aici este totul normal, dar dacă ne uităm aici, vedem, scrie Magistrala 1 Republica Gara de Nord, bataimnat Daniet. Și mai putem vedea chestia asta, acces pe tron amuzantule. Nu știu ce ar vrea să însemne, dar cred că acum descoper și eu chestia asta ciudată la eroilor. Dacă încerc să intru nu merge, dar vedeți că este un fel de zonă, nu știu, de supraveghere, cu două scaune întoarse, niște calculatoare, monitoare de aolea, monitoare cât de cât decente, dar calculatoarele, nu știu ce să zic de specificațiile lor, adică, na, cred că de-abia Windows 7 rulează. Dar stai așa, că este și pe partea aceasta, după câte vedeți, și dacă intru aici avem mai multe chestii, camere de supraveghere, o sticlă de Pepsi, niște Lays, și niște, da, un Windows XP, ceva cărți, livre de mers de tren, și ceva cărți, dacă știe cineva ce sunt cu chestiile astea sau ce ar trebui să însemne, puteți să-mi scrieți în comentarii. Dar la fel și aici, nimic, în rest nimic interesant, probabil că ar trebui să însemne unde se fac anunțurile, bănuiesc, și după câte vedeți, da, Windows XP. Da, ce să mai zic, nu știu, vă mai arăt pe aici cum arată, din exterior arată așa și da, foarte fain. Când vreau să mă teleportez la Dristor ca să vă arăt secretele de acolo, am descoperit bug-ul ăsta care pur și simplu mă teleportează în void. Da, super ciudat. Între timp am mai găsit și asta la Dristor, nu știu ce să zic despre ea. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați și
Da, ce să zic, am fost super entuziasmat să fac lucruri ascunse de Metromania 3, pentru că este cea mai apreciată serie pe canalul meu. Și da, nu știu, ne vedem în următorul videoclip.